Și președintele ALDE Gorj, Ninel Muja, va candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj. Muja spune că este pregătit să își asume această responsabilitate și va veni în fața electoratului cu realizările pe care le-a avut în mandatul de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj. Actualul vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj spune că a fost validat de la centru. Am fost validat de către domnul președinte Călin Popescu Deliceanu și biroul politic central. Voi candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj. Sunt președintele organizației ALDE Gorj, îmi asum această responsabilitate. Muja a avut deja discuții cu oamenii și este încrezător că va câștiga. Vom veni în fața cetățenilor cu, și voi veni cu realizările pe care le-am avut în acest mandat de vicepreședinte al Consiliului Județean și cu proiectele pentru viitor. Sunt lucruri concrete, am luat legătura cu cetățenii și vreau să pun în practică și dorințele cetățenilor pentru a realiza la nivelul județului Gorj cât mai multe lucruri și proiecte bune. În prezent, Ninel Muja este vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj. Muja a ajuns vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj în baza protocolului de colaborare încheiat în 2016 între PSD, ALDE și PSRO.